Clădirea abandonată a casei radio din București ar putea deveni utilă la circa 3 decenii de la momentul încetării lucrărilor. Primarul general al capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că are în plan să transforme celebra casă radio în campus universitar. El a precizat că nu este interesat neapărat de clădire, ci de terenul de 10 hectare din jurul ei. Pentru ca acest plan să fie fezabil, este necesar ca Ministerul Dezvoltării să preia terenul și apoi să-l dea în administrare sau în orice formă primăriei capitalei. Orice am face acolo, oricum trebuie să facem o mare dezbatere publică, pentru că este un teren important, a concluzionat Nicușor Dan. Clădirea casei radio era neterminată la momentul Revoluției din decembrie 1989 și așa a rămas. Construcția începută în 1986 pe locul unui hipodrom era menită să adăpostească Muzeul Național de Istorie a Republicii Socialiste România. Deși era finalizată doar fațada, a fost inaugurată pe 23 august 1989, când Nicolae Ceaușescu a organizat și ultima paradă de Ziua Națională. În 1992, Casa Radio a fost transferată împreună cu terenul aferent din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Radio-Televiziunii Române. Se dorea la acel moment să devină sediu al Radiodifuziunii Române, motiv pentru care a și fost supranumită Casa Radio. Este unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din București, expresia megalomaniei ceaușiste. În 2004, uriașa clădire pe cale să devină o ruină și terenul de 10 hectare au fost concesionate pe o perioadă de 49 de ani unor investitori din Turcia și Israel, care promiteau că vor face acolo un mall și 3 blocuri. Proiectul numit Dâmbovița Center a rămas însă doar pe hârtie. Acum Ministerul Dezvoltării trebuie să găsească o formulă de retragere a concesionării și de transmiterea casei radio și a terenului aferent către Primăria Capitalei.